cum o percepem noi pe dânsa, cum ar trebui de fapt să o percepem și ce în general reprezintă această noțiune. Și haideți acum să vedem care a fost acea greșeală care s-a făcut aici și că noi să o cunoaștem, să nu o repetăm. Având experiența acestor evenimente, să vedem numai decât cum astăzi se întâmplă astăzi la noi în Republica Moldova. Practic este același lucru, doar că nu e vorba de piață imobiliare și nu e vorba de careva fonduri. Dar toți participați îndeplinesc practic același rol, doar că se numesc altfel. Кто может ответить, в чем самое главное отличие успешных людей от, скажем так, менее успешных? Вот, параметр такой, кто знает? О, молодец! Вообще, вот это самый важный момент, ребят, время. Для того, чтобы четко понимать, что происходит, вот есть компания Double Case, есть сотрудники, которые ответят вот такие вопросы и помогут четко сформулировать правильное понимание. Да, информация сейчас – это очень важный продукт, который стоит очень много денег и который может сформировать дальнейшее ваше стратегическое движение в жизни. Поэтому вот информация как раз, которую вы получите от моей коллеги, это будет очень полезно. Многие говорят, что там за криптовалютой нет будущего. Я больше вам скажу, что именно за криптовалютой будущее, потому что так же, как и за электромобилями. Да? Nu, haideți să mă întâi așa. Câți din voi, din toți prezent, sunt traderi? Comercianții în limba engleză sunt numiți traderi. Adică scopul nostru este ce să facem. Să facem profit doar pe diferența de preț, indiferent ce am cumpărat noi sau îmi vinde. Pentru că graficul eu să vă arăt apoi câteva exemple pe care noi le analizăm, noi putem să vedem absolut tot. Orice instrument de care voi aveți nevoie, voi puteți să-l vedeți acolo. Și analizând corect informația, voi puteți să știți ce o să fie mai departe. Și atunci despre asta tot o să vă povestesc astăzi. Voi vă dați seama că voi aveți o gândire și lucrați exact așa cum lucrează băncile mondiale. Doar ele, voi ați învățat încă la lecțiile teoretice, că băncile cine sunt? Cei mai importanți participanți pe bursă, băncile comerciale, ele doar fac schimburile astea de valută și fac legătura dintre unul cu altul. Voi deja având informația care eu v-am povestit toată o oră, voi deja știți în ce spate de investit bani. Dar voi să mai faceți bani? Pentru asta nu mai trebuie de învățat. Super a fost. Sincer să spun, nu m-am așteptat că să fie atât de util și informații noi și chiar am fost focusat anume pe informații. Că de obicei la asemenea seminare mai ador mai ceva, dar aici mai fost interesant, că a fost ceva la linii generale care sunt niște lucruri care nu le putem lua din alte părți. Le-aș ura să continuă tot așa și să fie cât mai mulți tineri informați și cu cât tinerii o să fie mai entuziasmați și mai curajoși de a învăța și a practica ceea ce ne dați cunoștințele, eu sunt sigur că totuși Moldova are un viitor mai bun. Aș vrea să-i felicit de la mai mult la mai mare. Aș vrea să le urez succes pe plan național și pe plan internațional și dacă numărul lor astăzi au fost doar atâția, aș vrea ca în următorii 2-3 ani să fie triplu sau chiar și mai bine. Este un domeniu, pe lângă faptul că el este profitabil, îți dă și posibilitatea de a fi, spun așa, independent. Noi nu purtăm nicio independență, fie de starea geografică, de geopolitică, să spunem, ne aflăm în Republica Moldova sau într-un stat înalt dezvoltat. Nu, nu contează. Noi putem să facem aici profituri mari, indiferent unde ne aflăm, în Statele Unite, în Republica Moldova, în China sau în Japonia. De asta trading-ul, în primul rând, este independență și, într-a doilea, succes. Eu îl ador. Lucrul ăsta de trader, eu nu-și putea spun că este lucrul ăsta, e pur și simplu o pasiune, ca un hobby pentru mine trader, pentru că nu depun efort, nu merg la serviciu pentru că parcă mă impune cineva, asta o fac din plăcere, pentru că atunci când faci un lucru care îți place, el îți aduce rezultate, evident. E super, pur și simplu e super, atmosfera e foarte super. Plane grandiozne. Во-первых, мы хотим открывать офисы по всей Европе, также хотим открывать офисы и в России, потому что
я вижу, что люди хотят знать данную сферу, то есть финансовые рынки, они хотят развиваться в этом направлении, они хотят зарабатывать в этом направлении. И нас это очень радует, это не может не радовать, потому что мы, еще раз повторюсь, только с вашей помощью развиваемся. Mulți ani și bucurii să aibă baftă în toate la ce tot și doresc ei. Я бы хотел встать на сторону кризиса, потому что в 2008 году, когда случился финансовый кризис, я потерял работу. И что я сделал? Я стал трейдером. Я хочу поблагодарить мировой финансовый кризис, сказать ему большое спасибо, что он мне открыл этот путь. И также желаю и вам, чтобы все кризисы не проходили мимо вас, а наоборот, только улучшали ваше финансовое состояние. Ну и вы богатели не только в финансовом плане, но и в эмоциональном, и в знаниях. Eu în ultimii 3 ani am frecventat foarte multe seminare și training-uri și întotdeauna mi-am încurajat prietenii ca să facă același lucru. Pentru că nu există o sursă mai bună decât networking, decât socializare și decât oameni profesioniști pe care voi îi vedeți în scenă. Cu această ocazie, dacă totuși noi, compania Double K, se împlinește 2 ani de zile, vreau să felicit echipa și vreau să spun că sunt niște oameni mega profesioniști, sunt niște oameni serioși care întotdeauna sunt orientați spre rezultat. Cu această ocazie vreau să le doresc cât mai multe realizări și cât mai mari succese. Acum suntem la 2 ani de zile cu 3 țări. Iar la anul s-au trebuit. Mulți ani, Double Case! Bravo! Scopul acest seminar a fost anume ca noi să putem știri că suntem o companie de consultanță atât pe plan național cât și pe plan internațional, care acordăm informație gratuită și sperăm ca să fie într-adevăr de folos, pentru că așa și este. Dacă îți va ocupați dumneavoastră mai departe cu domeniul acesta sau nu, așa dăm iar altă întrebare. De ce de voi? Și numai voi decideți. Vreți vă ocupați cu domeniul acesta, evident, ca să apelați la oficiile noastre. Nu vreți, principal, să vă simțiți bine și să primiți informații de la noi. De ce încă o dată vreau să spun la mulți ani Double Case-ul, la mulți ani traderii care sunt aici.